Principala și, din perspectiva mea, singura problemă cu care se confruntă administrația locală din Craiova în aplicarea legii numărul 52 este că nu se fac publice proiectele de acte normative în termenul de 30 de zile cerut de lege. Și acest element l-am întâlnit aproape peste tot în țară. Explicații sunt, am primit explicații, multe dintre ele reale, pertinente, însă este o vorbă românească unde legea nu-i tocmea. Și dacă legea spune foarte clar orice proiect de act normativ trebuie făcut public cu 30 de zile înainte de a fi supus dezbaterii ședinței Consiliului Local sau forului instituției respective, păi atunci trebuie să-l facem public cu 30 de zile.